Salut, sunt Alex de aeroforum.net și astăzi o să vă arăt un mic tutorial, o mică schemă, să spunem așa, prin care puteți să ascundeți un mesaj, text, cod, orice vreți voi, într-o poză și după aia distribuită fără ca ceilalți din jurul vostru să-și dea seama. Metoda au fost folosite de mine acum mulți ani în urmă, cu niște prieteni, și aseară când mă uitam la CSI Cyber, mi-am adus aminte de ea și am zis că să fac azi un tutorial mic. Deci ia o poză normală, deci eu am făcut asta aici. E recomandat să aveți, pentru că e mai ușor, Total Commander instalat, care îl vedeți aici. Descărcați o poză online, după care apăsați F4 pentru editare. Și asta este poza, așa arată poza în editor. La final, eu deja m-am adăugat aici, adăugați orice vrei. Acesta este un test tutorial realizat acum 15:58 din data de 26.10.2015. Asta ca să vedeți că am scris acum. După aia salvăm. Mergem la poze. S-a modificat. Nu știu dacă ați fost atent, dar o să vă uitați, dați înapoi. Vedeți că s-a modificat mărimea la poze. Acum deschidem poza. Și merge poza perfect. N-are nicio treabă. Poza asta o trimiteți unde vreți voi, la oricine, după care la fel face, o deschid în editor și vede mesajul. Am testat varianta pe Facebook, faza Facebook-ul, vedeți aici, am postat-o pe Facebook. Hai să testăm încă o dată, hai să mă întâi să o șterg pe asta. Și acum să adăugăm poza care tocmai am editat-o, da? Faza că am testat mai devreme pe Facebook e că Facebook convertește poza, o face mai mică. Și cred că șterge codul pe care l-am adăugat noi, ori îl adaug îl amestec cu codul la poză și nu se vede. Cineva mai expert în asta ar trebui să știe. Acum hai să ștergem poza care am avut-o de pe Facebook. Vedeți, poza are 57,118, nu? Acum o descărcăm. Nu? Hai să vedem acum dacă are codul la final. Cum vedeți, codul nu este. L-a șters. Dar merge să trimiteți codul poza așa cum este prin Skype. Chiar am testat mai devreme cum și prieteni prin e-mail, prin ce vreți voi. Orice site care nu convertește poza sau ca să o facă mai mică sau chestii genul ăsta funcționează. Pentru cineva care se uită la mesaj, vede un text, vede o poză normală, fără nimic. Pentru cei care comunică prin metoda asta, doar deschide poza în editor și vede textul care este ascuns acolo. Desigur, mai sunt și alte metode prin poze în care mărești poza la maxim și scrii un text acolo, după care o trimiți mai departe. Asta merge pusă și pe Facebook, peste tot. Chiar dacă convertești textul, rămâne acolo. Ce poate să facă cel care primește poza e să o deschide și să mărească la maxim și că se nu citește mesajul. Cel mai ușor program pentru a edita o poză de genul ăsta, ca să scrii pe poză, e Microsoft Photo Editor.
mărești la maxim, scrii textul, chiar poți edita ce vrei tu acolo și după asta o trimiți la destinatar. Este foarte simplu și na, sper să vă ajute. Eu am folosit-o în trecut, în fapt, prin 2000-2005 am folosit metoda asta. Mergea foarte bine, comunicam cu niște prieteni. Și plus, cei care, spre exemplu, cei care au prieteni și sau prieteni și iubiți și nu vor ca să afle de relațiile extraconjugale, este o metodă foarte bună de a comunica, pentru că primește o poză, a primit o poză cu o pisică, cu un câine sau chestii genul ăsta, dar de fapt înăuntru ai mesajul pe care trebuie să primești, înțelegi? Și persoana de lângă tine nu-ți dă seama. Ok, asta este tot, sper să vă ajute și dacă aveți întrebări, nu uitați pe roforum.net, intrați și o să încerc să vă răspund la orice întrebare aveți. O zi bună și la revedere!